în traducere românească, un poem al lui Ilia Proto, cel care a suferit, datorită securității, o traumatizantă experiență carcerală, a fost închis 9 luni, i s-au însemnat toate relele. Auch im Gefängnis war, wegen der Securitate, 9 Monate lang war eingesperrt. Și ca să-l putem publica noi scriitorii români care eram influențați de acțiunea scurtă Banat, am încercat să păcălim cenzura comunistă. Und wir, die rumänischen Schriftsteller, die beeinflusst waren von der Aktionsgruppe Banat, wir versuchten auch diese Securitate zu umgehen. Și l-am publicat cu poeme și în germană și traduse, recurgând la o anagramă. În loc de Willy Totok, am scris Otto Willig. Und das haben sie so gehandhabt, dass sie ein Anagramm gemacht haben, und statt William Totok zu schreiben, war das Toto Willi, und die Gedichte wurden zweisprachig. Die Zensura a mușcat. Und das hat geklappt. Alo timp. A sosit timpul, dincolo de ochii tăi, paznici scupă ei. Nu mai există nimic de pierdut. Rângile pomilor se frâng sub zăpadă, liniște în șut. Ochii tăi sunt acum două becuri arse. Petrol se scurge rosit. Amintire despre scurta minune a primăverii, ciobare l-a urmat primăverii, iarna s-a rostogolit pe neașteptate, cuvânt țară. Zăpada cade în pace. De atunci, în fiecare casă crescă o altă, un general și un mort. Poate aceste două versuri ar merita încă o dată traduse în germană. De atunci, în fiecare casă crescă o altă, un general și un mort. Seither leben in jedem Hause gemeinsam ein General und ein Tod.